La 14 februarie 1935, în satul Pererâta, pe malul stâng al Prutului, fostului județ Hotin, în familia plugarilor Pavel și Eudochia Vieru, s-a născut un fiu, pe nume Grigore. Prișa, dragă mame, la calhos, la lucru, de la școală, mie nu trebuie să duci când n-am cușit. De el era ca lampa pe ctușet și anul lampa și ce în bucătărie. Spune lampa pe masă și până în ziul, noaptea, spune acolo la masă și scrie. Dar mie ce și mă întreabă, dar și de și? Toată noaptea e lumină în bucătărie, dar eu spun. Și în bucătărie lumină. Stam în băiețec. Învață, vreți și popă, vorbeți și învățături, nu știu și. Aplecându-se deasupra cărților, nopți în șir, copilul Grigore Vieru a permis gândurilor profunde să-și găsească adăpost în cugetul său. Copil, rămâneam uneori singur în casă, pentru că erau ani grei după război și mama pleca de acasă pe câte 2-3 zile în căutarea unei bucăți de pâine pentru mine. Deci rămâneam, cum vă spuneam, noaptea singură în casă și nu mai închideam ochii până în zori. Cred că atunci am început să fac literatură de frică și singurătate. Trăiește cu poezia, e gata să dai totul pentru ea. Și de ce noi de cum ne-am obișnuit cu asta și și mie îmi place foarte mult poezia și eu i-am cedat locul întâi poeziei. Eu sunt de acum pe planul 2, întotdeauna. Nu sunt geloasă că poezia stă în casa noastră, pe locul de cinste, cum s-ar spune, în capul mesei. Îmi pare că e legată și să moară pentru poezie, pentru ce e frumos. Am o casă printre ramuri, țărișoara mea. Am un sat întreg de neamuri, țărișoara mea. Am un codru, o câmpie, țărișoara mea. Am un grai ce-mi place mie, țărișoara mea.